salutări la toți, sărbătoriți, distrați-vă, viața e frumoasă! Salutare, prieteni! Salut! Azi e sărbătoare, suntem în piața Marea Adunării Naționale. E ziua națională a vinului! Noi acum ne ducem să vedem și să treci pe piață. Văd că atmosfera e bună, este foarte multă lume și multinaționalități, cum am observat eu aici. Care e scopul nostru de azi? Noi vrem să vedem și să petrecem piață, să gustăm niște vin moldovenesc. Să mâncăm ceva gustos. Trebuie să ne întâlnim cu un prieten de nostru. Îl cunoașteți cine este el? Dacă o să vedeți cine. Dar chiar la multă lume pe piață. Va fi vesel, cred că, nu știu, da? Precis. Bună ziua! Salutare! Dobro, și asta este Oleg, cum-ți poziția? Normal. Ești gata de... Da. De văzut pe piață? Sigda. Let's go! Care idee? Ce faci, Oleg? Să știți că te-am most și trebeliți. Fura moia trebuie să vii la liușă. O trebuie să vă am. Serios? Da. Trei furi trebuie să știi undeva. Două le oprit în Iași. Cum atmosfera? Nu știu, că urmează bine. Atmosfera e cam inaugurată. Și la direcție, la plouă. Da, cerul e noros un pic. Principalul că nu plouă, asta e important. Corea, dar tu cum te simți? Minunat! Dacă ești concert, nu știu fel de interpret, cântă, dar sper să fie interesant. Te-ai interesat? Dar nu, nu se vede mult. Deci trebuie să fie tulburel și unui tulburel acolo trebuie să fie și mult. Ne ducem la altă arabă. Plecăm acum la un brand care se numește Rădăcini. Vrem să vedem ce fel de prieturi sunt. Bună ziua! Știți să ne informați care sunt prieturile la vin la dumneavoastră? 150 de grame vin la pahar, 20 de lei. 20 de lei. Așa. Nu contează, roze, cabernet... Dar must. Avem vintvei. Must, n-avem. Bună ziua! Ne-ar interesa care sunt prietenii la dumneavoastră. Da, la Natura avem un magazin specializat unde puteți să găsiți toate produsele noastre și prietenii. Aici facem doar... Am înțeles. Bine, mulțumim! Acesta este magazinul specializat Cricova. Rândul e aici. Uite, rândul e aici. Rândul e mare, da. De la Ștefan. Cum să intrăm la Maurt? Bună ziua! Dăm must, nu știți cum e. Tulburel, dar noi ăsta nu aveam. Vin spumat, 30 de lei. De vinul 110 lei, 120 de lei, 50 de lei. Deja ai sticlă de vin, Maurt. Bine, mulțumim!
Unde m-a ajuns, noi, băieți? De față la Călăraș. Hai să intrăm în vineria Călăraș să vedem care este atmosfera. Bună ziua! Trebuie să-mi spuneți și prețul. Trebuie să luați biletul de 25 de lei. Acolo este un cocktail și Călăraș divin de 7 ani. 50 de grame. Coniacul cel intră în cocktail, nu? Sau o parte? Cocktail o parte și coniacul o parte. Și cocktail și coniac. Vă mulțumim pentru informații. O zi frumoasă aveți! Vrei să bei mustul ăsta și nu știi cum, așa? Tipa îl filmez, tipa îl fotografiez și la urmă mustul dispare din pahar, ia zi vezi. Cât cătăm noi mustul, nu găsim și am găsit aici și stăm la gădăsul. Evident, poate veni cineva și l-a luat, dacă nu, budet naș. Uite must. Noi, noi. Foarte rău. Dă-ți întreabă, nimeni nu găsesc. Cam e deficit. Țara crară, dar să vii de numai coniac. Și să vrem. Bogați suntem în băuturi. Atmosfera foarte plăcută. Multă lume. Mulți turiști. Pentru care suntem și noi. Într-un final. E mustul sau e tubul? Vă rog. Dar must n-aveți? Cât e tot și pahar? Cum? Băi, el e dulce, acășor. Eu cred că smar. Za rodinu. Ia, domnul Clan. E gustos? E ușor, e ușor. Nu e dulce, dar e ușor așa. Umărs? Da, da, umărs. Da, o sticlă cât e? Cât? 50 sticla? Da. Este un litru jumătate, iesc, da? Ce faci? Nu știu. Da, să luăm o sticlă mai șase. Da. Sticlă, trebuie să luăm, știi, paharul. Dați-o sticlă. Țec. Молодец! И банди мари, да? Привет! И барош! Aici, uite, mă! Porții dată? Avem toate prețurile afișate. 150. 150 de lei, da, da, da. Cât 150 kg? Cât? Nu, sunt la porție, sunt 12 la porție, 500 de grame. Ne-am întâlnit cu un prieten de-a nostru, Vasile îl cheamă. Bună ziua! Bună ziua! Salutare! Vă văd numai pe YouTube și pe Facebook. Cum îți poziția? Pe story și pe Instagram și pe stărțile. Dar cum îți poziția? Ok? Cred că am încercat vinul. Ai gustat ceva? Dar de mâncare? De mâncare tot am gustat, dar e foarte scump. Prețul exagerat. Domnul Eugen, prieten de-a nostru. Oleg deschide. Probnic. Ce dorești la aceștia trei oameni care mă urmăresc mine? Salutări și câți mai mulți urmăritori să aveți. Hai, de asemenea. Milioane, miliarde. Milioane, miliarde și numai bine. Și la mulți ani?
ne vedem așa fericiți de fiecare dată. Noroc la test! Hai! Ura! Ura! Oleg, cum e tulburielul? Îți place? Tulburielul e bun, numai că el o leapă ușor. Și fost o leapă mai dulce, era să ieși unii. Dar e bun cum este. Este primul tulburiel băut anul ăsta. Stai că mușe, mai luăm unul. Eu văd că după un pahar de vin dispoziție deja mai bun, Oleg. Așa-i? Poate e mai cald, nu știu. Era mai frig. Asta e abia începutul. E mai cald. Aveți. Hai. Fim fericit în viață. Da, da. Cu ziua viu. Felicitări la toți! Ce mesaj doriți tineretul din Republica Moldova? Vă dorim zile frumoase și mai mari, yes, și mai frumoase și să mai... M-ați luat în surprindere! Dar de unde sunteți? La ce canal? Avem canalul nostru! Dar de unde sunteți? Dar suntem din Chișinău! Da. Mersi frumos de mesaj! Ia că acolo, ia că acolo! Mă rog! Cum-i poziția? Foarte bună! Poziția. Dar ce canal sunt? YouTube, sigur. Da, da, da. Bun. La mulți ani! Ce-o, ce-o? Băieți, am întrebări. Revedere. O zi frumoasă. Mai intră. Minus 1. Miroase? Nu ai miroase gustos, am să vedem cât costă. Nu miroase carne aici. Miroase așa miroase. Parcă tol. Simți? Băi, sunt și rași. Anul ăsta, e bogat, văd că și rași, și băi, scoși. Dacă se vinde, de ce? În general, fructele de mare sunt tare promovate acum. Eu stau în fumăraia asta și o să... De cât se spune ce vreau? Cârnă, ce vreau? Gata, făcute. Ia să vedem. Asta, znaște, 85 de lei? 85. Rândul e mare, la această rabă de prefeliță. Auzi cum se învârtească, ce interesant. Este să noi. 75 lei. La taraba de altul era 85 de lei. Da. Deci e mai ieftin. Și astea parcă sunt mai mari, parcă sunt împrute. Și par mai proaspăt. Dar miroasa carne. Da, de, aia că miroasa de pasăre. Nu atoli, ca parcea. Ori au făcut foc toli, ori ele sunt proaspăt, ori ceva... În două, ceva... una. Da. Ați gustăm și ați vedem. Dumnezeu, dar care e prețul? 45-500 grame. Da, câte grame intră într-un șompol? Vreo 300-400, da? Da. Pe coac. Cât e prețul? 45. Dar prepeliți nu aveți. Dar câte grame intră într-un șompo? Vreo 400, da, undeva? Vreo 170 de lei? Nu, 40. Dacă e 400, 100 de grame e 45, da?
45-90, 180 litri. Îți place frumos. Tăi, ce frumos îmi place. Ia că așa îmi place. Cum-ți poziția? Cum și... Tu mai ai tulburi, el văd. Canișul. Cum și trist lângă... Da, mangalul chiar are chiar tot de bun. Dar la ce crezi? 66. 66? În partea să ducem 56. Te văd că eu temu și prețul scade, tot scade. Tot 35 ce facem? Hai, dar de unde vreți? De unde vreți de acolo? Eu nu știu acolo să ai mari sau să ai micheli. Nu știu. Am văzut prefeliți de 85 de lei, de 75 de lei și de 65 de lei. Dar noi cred că suntem de cel de 85. Și chiar noi n-avem. Am găsit de unde să cumpărăm prefeliți. Hai, și luăm câte una. Să gustăm, să mâncăm. Principalul căjină este. Căjină compensează atât și foamea și băutura. Mai că atât nici mâncare. Așa e care? Să vede colea că ți-ai foame. Foarte. Stăm în rând. Tot orașul e mărg. Noi stăm în rând de atât dacă așa e obiceiul în Moldovin. Rândul rând și rândul e sfânt. Vezi, o pus drojdea. Foarte bună. Am băut, dar spune drojdea. Înseamnă că el e proast. El ți-așează. Fix așa și în stomac. Spune așa cât un stradist. Prepeliță, vă rog. 3. Dar nu-s gata, nu-s gata. 3. Mai așteptăm, dar... Stăm în rând. Prepeliță, noi vrem, dar ele scrude. Dacă ne așteptăm. De să le pregătim acolo prepeliță și... Doamne, dar la prepeliță între ceva? Salat ceva sau nu? Nu, tot separat. Tot separat. Dar cât e atât de gata? 5. I-am dat strigat. 50-50. Dar mai merge promoția asta 3 plus 1 grad? Merge, da? De mâine, da? Câte un cărnașor. Noi mâine venim. Câte un cărnașor grad. Sau câte o coadă de pești. Câte o gălușcă. Dar ele scrude, oricum scrude. Lasă că-s normale, băi, cele ultimele, ultimele scoate. Doamna, este ultimele, vă rog, ne le puneți. Puneți adjică, vă rog. Lătesc câte o leac de adjică. Vedeți că eu pun din suflet. Puneți, puneți. Dați-mi și cu mazări, vă rog. Bună. Oi. Eu nu vreau. Da, cu una puțină salată, te spuneți și gata. 230 de lei, da? Pâine? Da. Câți felii? Da. Două felii. Da, da. 230 de lei. Bani, bani, bani. Asta e mâncarea noastră de azi. Care cu mazări, care cu salată de vară. Ia, haide-mă acolo. Vila pe toți, la mulțumesc! Ura! Cum te simți? Foarte bine! Și o sărbătoare și cu așa ingrediente, chiar foarte bine! Și o și mâncam așa prepelit, așa? Da, mi-a dat un culup de ăsta fără cior. Sau că l-ai mâncat de-am vrut? L-am mâncat, dar eu am vrut să mai ies, dar nu s-o plinit. Și-o băieți, sănătate! Foarte frumoasă sărbătoare, eu nu știu, numai Moldova pare mi-e că și este și în... În America de Sud, pare mi-s ghest într-un sat acolo. În... Și în Tajikistan, faci tu. Da, da, da. 35 sate de pe glob sunt. În Moldova, dar Moldova e cel mai. Acolo sunt vreo câteva familii numai să întâlnesc și gata. În sărbătoarea asta sunt tăti națiile să întâlnesc. Tăti națiile. Și noi. Și vrei să spui tu la prietenii noștri? Băieți, salutări la toți. Sărbătoriți, distrați-vă, viața e frumoasă.
Nu mai ghine la toți, ne mai vedem. Și mă bucur că ne aflăm la o astfel de sărbătoare, unde lumea este toată fericită în ziua de astăzi, uite de alte probleme. Azi toți se veselesc. Așa că doresc să fim toți astăzi veseli și fericiți. E pregătită, Ghini? Sosul. Oleg, te-am mâncat acioarele. Am mâncat aproape tot. E foarte bun. Vorbe, eu sunt flamand. Vorbe tare bun. Nu, dar e foarte gustos. Ești de puternic. O ingrediente mai gustos, clar. Păi de ajic. Și mazuri. Și totodată ridicăm un pahar de tulburel. Abia să ridicăm paharele pentru așa mâncare gustoasă. Eu așa să mănâncă băieți de ziua zimnă. Eu odată n-am mănânc prepeliță. Atunci e ziua zimnă. Asta e obicei deja la noi. Eu nu știu, e prepeliță, e holub, e graur, e șoară, dar mănânc. Tipa e prepeliț. Poftă bună, Nghe. Gustoasă? Foarte bun. Și că așa, oameni buni, sărbătorim la ziua genului. E foarte multă lume, eu prima dată vin să ieși așa în lume. Jumate de ani ca tatăl e turpurile de astea. Sunt coniac și vodcă și vrai. Nu mă duc turpurile. Toarnă pahare, toarnă și-o bea, că vinul-i dulce din via mea. La 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 la. Toarnă-n pahare, toarnă și-o bea, că vinul-i dulce din via mea. La 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 la. Ia uitați-o cât cărniță și-am prepeliță asta. Care sunt foarte moale. Gust fin. Aici e mai bun ca celălalt. Vinul sau cel puțin, cum spune popor, mustul, e mai bun ca celălalt. Celălalt era o leacă acru și acel o leacă ne-a înclinat. Dar aici e altul mai puțin. Cu ziua vinului. Pentru astăzi se încheie la noi acest video. A fost foarte interesant. Am mâncat bine, ne-am distrat bine azi. Am trecut o zi frumoasă de ziua vinului. O lecție cum e ziua de azi? Ia ca așa, băieți, s-a terminat ziua zilului la noi. A fost foarte bine. Cu greu am găsit tulburelul, dar în orice caz l-am găsit. Tulburelul asta constă în must. Mustul leacă acru, dar a fost must. Așa că a fost foarte bun. O leacă ne-a pălit în templă. Ideea că suntem plini de energie. Asta e cea mai important. Sala continuă, apropo. Very, very important. Toată lumea este foarte veselă. Asta mi-e place. Oamenii, într-adevăr, savurează plăcerea ziua națională a vinului. O seară bună la toți. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Spuneți-te un like. Și neapărat să distribuiți acest video. Vă dorim o seară plăcută în continuare tuturor. Woo!